Salutare și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu mă numesc Ciabi și în primul rând aș dori să le mulțumesc celor care s-au abonat, iar celor care n-au făcut-o, vă invit să vă abonați unde veți vedea în continuare filmulețe de genul acesta. Astăzi o să vă prezint puternica motocoasă de la Stihl, Stihl Fs 560C. Această motocoasă este cea mai puternică, având o greutate de 10,2 kg, o putere de 2,8 kW, respectiv 3,8 cai putere, și un rezervor de 990 de mililitri, cu o lungime totală de 176 de centimetri. Astăzi o să vă prezint în acțiune cu un disc circular. Acesta e discul circular de la Stihl. Acest disc e nou-nouț, încă nu l-am folosit niciodată. Acesta este discul. Aici avem câteva instrucțiuni de montare. E foarte simplu de montat, se montează precum celelalte cuțite de la cuțite și discuri de la Stihl. Acesta e discul, e un disc circular cu 36 de dinți și cu acest disc putem să tăiem arbori de diferite dimensiuni, tufe. Acest are 36 de dinți și acești dinți special au cu inserții de carbon. Dinții sunt cu inserții de carbon pentru o durată mai lungă a discului. Acest disc e perfect, îl putem folosi în zone, de exemplu, mai nisipoase și cu acest disc putem să tăiem la baza solului. De aceea are inserțiile de carbon, pentru că câteodată când tăiem la baza solului, mai intrăm și în pământ și de aia are o duritate mai ridicată decât celelalte discuri. O să-l montăm pe acesta imediat. Aceasta e și carcasa de protecție pe care trebuie să o montăm, trebuie să-i schimb și carcasa și aceasta e apărătoarea de transport pe care o punem așa și așa putem transporta discul fără să-l agățăm în mașină sau depinde cu ce-l transportăm. Bun, o să încep prin a da jos motocoasa de pe masă. Și o să încep prima dată până ai demonta vechiul cuțit. Acesta e vechiul cuțit cu care am lucrat. Bun. Asta le las deocamdată aparte. Pentru că acum am nevoie să-i schimb apărătoarea. Cu această apărătoare e interzis să lucrăm cu cuțit circular. Am profitat încă puțin de vremea fără ploaie să mai fac încă un video înainte de sărbători. Aceasta e vechea apărătoare și acum o să-i montez apărătoarea nouă și aceasta e nouă, încă n-am folosit-o niciodată. Strângem bine șuruburile, să nu avem surprize neplăcute. Bun, apărătoarea e montată. Se aduc discul împreună cu celelalte accesorii. Acesta e discul
Și aici avem săgeata care ne arată direcția de rotire, săgeata și săgeata. Și discul trebuie să vină în felul acesta. Așa o să se învârtea. Strângem bine, că deja aici avem treburi serioase. Bun, perfect. Bun, o să l-am montat, o să alimentez motocoasa și îi dăm drumul la treabă. Bun, m-am echipat corespunzător, pantalonii ca totdeauna, bocancii, hamul. Astăzi o să folosesc hamul de la Advanced Extreme Harness. Acesta e special creat, e un ham forestier, special creat pentru genul acesta de lucru, casca. Și astăzi o să vreau să tai prunii ăștia, deoarece aici mi-s în drum. Aici se agață totdeauna mașina când îmi urcă. Acești pruni sunt destul de groși, o să vedem dacă o să reușesc să-i tai. În mod normal ar trebui să reușesc. Bun, pornesc motocoasa și îi dăm drumul. Se poate vedea, am tăiat în câteva minute, i-am tăiat. Îți faci foarte bine treaba, că e incredibil, e destul de groși. Asta de sus a fost cel mai gros, asta e subțire. Asta iar e destul de gros, dar asta de sus a fost chiar gros. L-a tăiat cu ușurință, deci o floare la ureche, o tăiat ca și în brânză. O să-i mai bag în ceva pruni mai mici, imediat.
Deci acesta a fost discul, discul circular cu, cu inserții, cu dinți, cu inserții de, de carbon. După cum vedeți, are o forță enormă, îți faci foarte bine treaba cu el, incredibil. Taie bucăți mari. Cu siguranță taie și mai mare de atâta. Momentan, acum nu am ce să tai mai mult cu el. Foarte mulțumit de el. Nu le-am tăiat la baza solului. Le-am tăiat puțin mai înalte, că după aia o să descoperă rădăcini afară. Bun, acesta a fost videoul de astăzi. Vă mulțumesc mult de vizualizare și până data viitoare, vă doresc o zi plăcută. La revedere!